Suntem în Brăila, ne îndreptăm spre Călăraș. Iată, ne-am oprit la Starbucks, am băut o cafea și am studiat lecția din cursul Daniel. Că noi asta îl facem cu biserica și toți aici am completat lecția și apoi ne continuăm drumul. Și apropo, vrem să vă încurajăm și pe dumneavoastră ca să studiați în orice loc, să nu vă opriți. Sunteți în drum, oriunde, iată, astea 20-30 de minute cât am studiat, ne sunt de mare folos. Dar vreau să împărtășesc câteva lucruri importante. Iată, noi în lecția asta de azi am învățat dacă este vreo legătură între războiul ăsta duhovnicesc spiritual care se dă între îngeri sus și ce influență au îngerii asupra împăraților, asupra hotărârilor pe care le au domnitorii aici, în lumea asta. Liderii politici, conducătorii politici. Și iată, în cartea prorocului Daniel, când deja se apropia vremea, se împlineau acei 70 de ani al lui Ieremia și poporul Israel trebuia să se întoarcă din robie. Ieremia se ruga pentru viitorul lor, el credea că a venit vremea, acum va fi restabilit poporul, vine vreme bună. Și iată, el a început să se roage, a postit 21 de zile și după 21 de zile s-a înfățișat la râul Ulai, un om, o ființă pe care l-o descrie un om îmbrăcat în haină de in, dar evident cum e descris acolo ființa, ce este o ființă îngerească, deci o ființă duhovnicească. Și ființa aceea îngerească spune că din prima zi cum a început Daniel să se roage, el a venit cu mesajul, el vine să-i aducă informații despre viitorul poporului, ce va fi, pentru că apoi capitolul 10, 11 și 12 dă informații detaliate cu privire la viitorul poporului lui. Dar zice, din prima zi a ieșit să vină cu informația, dar timp de 21 de zile s-a luptat pentru că a venit căpetenia Persiei, căpetenia Persiei fiind o ființă îngerească, care supraveghează sau, nu știu cum, așa, controlează, influențează Persia. Și iată, zice că căpetenia aceea îl împiedica să nu ajungă cumva informația asta la Daniel. Informația, cuvântul ăsta de la Dumnezeu, să nu ajungă la Daniel informația asta. Și zice omul cel, ființa aceea îngerească, îmbrăcată în haine de in, zice că 21 de zile s-a luptat și numai când a venit arhanghelul Mihail și l-a ajutat, numai așa a putut să iasă biruitor. Apoi, am mai văzut alte texte din care înțelegem bine că, iată, în cer se dă o luptă duhovnicească aprigă continuă între îngerii lui Dumnezeu și îngerii satanii și mai înțelegem că în sistemul ierarhic, în sistemul de organizare a satanii, are căpetenii peste împărățiile neamurilor, peste țări, are căpetenii, că acolo e menționată căpetenia Persiei, menționată căpetenia Greciei. Și credem că tot așa este căpetenie peste oricare țară. Și satana vrea să aibă fiecare țară sub o totală influență. Iată, când ne-am făcut concluziile aici, am văzut în cer se dă o luptă aprigă pentru noi, sau îngerii lui Dumnezeu luptă pentru noi, satana luptă împotriva noastră și împotriva poporului Israel. Satana dă putere și influențează pe împărați și vrea să folosească pe împărați împotriva lui Dumnezeu și împotriva poporului lui. Satana vrea ca să fim în necunoștință, în ignoranță, pentru că astfel noi suntem victime ușoare și tare mult vreau să mă aud de cei care spun că trebuie să ignorăm ceea ce se întâmplă la Eurovision și așa mai departe. Nu, dragii mei, Eurovisionul este o expresie a unei lupte duhovnicești mari pe care se dă acolo sus și noi nu putem fi în ignoranță, invers, ca și copiii lui Dumnezeu, noi vrem să înțelegem cauzele spirituale, manifestările spirituale, să înțelegem ce se întâmplă în lumea aceasta. Omul poate contribui la lupta aceasta spirituală prin rugăciune, că iată, zice atunci omul ăsta îmbrăcat în alb, ființa aceasta îngerească, zice, când ai început tu să te rogi, eu am și plecat de la Dumnezeu, m-am pornit cu informația să ți-o aduc. Deci rugăciunile au putere mare și nu uitați că Daniel toată viața s-a rugat de 3 ore în zi pentru poporul lui, fără să fi venit vreodată în Israel după ce a fost luat rob, s-a rugat continuu cu geamurile deschise încolo înspre țara lui. Acum, toți după ce am încheiat, ne-am gândit ce luptă spirituală s-a dat în spatele la tot ceea ce s-a întâmplat acum la Eurovision, la manifestările este foarte vizibile ale forțelor întunericului. Vă amintiți când a ieșit cântăreața aceea din Irlanda, când a ieșit învingătorul ăsta Nemo, când a ieșit toți. Asta e evident. Sunt niște atacuri teribile ale satanei.
Și, dar, de asemenea, ne-am gândit și la sub a cărui influență sunt președinții țărilor noastre. Pentru că cred că sunt două criterii după care pot judeca. Unul este care e atitudinea acelui președinte față de poporul Israel și față de biserică, față de copiii lui Dumnezeu, față de creștini. După asta, cred că pot judeca de cine se lasă influențat acest președinte. Cred că cei mai mulți președinți nici nu sunt, cei mai mulți conducători de țări, împărați, nici măcar nu sunt conștienți de lupta care se dă pentru a-i influența, lupta care se dă sus pentru ei. Iată, de exemplu, tot ființa aceea îmbrăcată în haine de in, care discuta cu Daniel, în capitolul 12, îi spune că, zice, eu vin să-l sprijinesc pe Dariu, zice, pe împăratul Dariu, că nu-i nimeni care să-l ajute și să-l sprijinească, și zice și pe el numai Mihail, numai căpetenia Mihail, arhanghelul Mihail, îngerul Mihail îl mai ajută în privința asta, restul nimeni. Deci, cum vedeți, și îngerii vor să influențeze căpeteniile, împărații, președinții țărilor, pentru că președinții au foarte mare influență, persoanele acestea politice, importante, prim-miniștri și așa mai departe, au foarte mare influență și unii și alții vor să influențeze prin ei. Însă, cred că președinții sunt acei care aleg. Dumnezeu să binecuvânteze președintele Republicii Moldova, președintele României, ca să se lasă influențat de Dumnezeu, de îngerii lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu și să facă bine poporului, să facă bine poporului nostru, creștinilor, și să facă bine poporului Israel. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Noi ne continuăm drumul. Azi seara avem studiu biblic la Biserica Sfânta Treime, Biserica Baptistă din Călăraș. Mai avem ceva, vreo oră jumătate și ajungem acolo. Pace mult!